Pot să vorbesc? Îmi dați voie. Așa se procedează. Se așteaptă puțin, câteva minute, să respirăm puțin, ca să și auzim. Sau dacă nu, ne spunem rămas bun de la început. Se poate întâmpla și așa ceva. Se poate. Se poate, funcționează altfel. Putem să ne spunem de la început rămas bun. Mi-ar părea rău, pentru că sunt foarte sentimentală și iubesc foarte mult această școală. Această școală care are o tradiție de 70 de ani. Și România Latină nu se lasă deloc din motricitate. Scuzați-mă, vin din Franța. E la fel. Nu ne mândrim. Se poate vorbi afară. Dați-mi microfonul puțin. Țipați la ei. Pentru doamna Crainic, vă rog frumos liniște. În toată sala. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și pentru dumneavoastră și vă liniște. Este o întâlnire sentimentală, o întâlnire omagiu, o seară specială pentru oamenii care își dau sufletul în artă, în învățământ, în școală, pentru România. Nu pentru ei, cu salariile minimale pe care le au. Pentru România, pentru viitorii elevi, pentru viitorii artiști, pentru dumneavoastră. Asta este această școală. Aceștia sunt artiști. Își dau sufletul pentru munca dăruită celorlalți. Se spune așa, un preot, un medic, un artist, dacă n-are vocație, n-are ce căuta în aceste trei domenii fundamentale ale spiritului și responsabilităților morale. Acești copii care sunt aici învață să se poarte după exemplul dumneavoastră și vor comenta critic, să știți. Sunt invitată în calitate de critic să-i critic pe cei din jur. Expozițiile lor personale, da, atunci sunt critic. Sunt istoric de artă, sunt profesor de istoria artei, atunci vă cert pe toți. Chiar dacă nu sunteți elevii mei, dar de certat vă cert, ca profesor. Toți au fost elevi dumneavoastră. Dacă sunt elevii mei, e greu să-i recunosc pentru că sunt domn și doamne. Și omagiile mele, dacă sunt artiștii și foștii mei elevi, pentru că știu câtă iubire le-am dăruit. Această seară se produce ca un eveniment, în primul rând, pentru mine, pentru că regăsesc câteva chipuri ale acelora care mi-au fost alături, pasionați de istoria artelor, pasionați de mari artiști, de mari creatori și care au rămas în slujba lor, de fapt. În această familie în care ne unim cu toții în acest domeniu și profesie.
toți cei care sunteți prezenți sunteți salutați de artiști, de mine. Vă doresc gânduri frumoase și aduceți-vă aminte de ceea ce am spus cu cele trei mari vocații, în așa mod încât să puteți să-i salutați ca reprezentați ai României culturale, ai României spiritualității și ai României europene. Pentru că aș vrea să rețineți, sunt atât de buni plasticieni acești artiști care îi spun aici, încât ar putea foarte bine ca această expoziție să figureze la Paris, în ciuda spărgătorilor. Știți ce spun? Nu de mult, Arcul de Triumf era lovit cu târnă coapte, cu ură. Dacă artele la Paris au ajuns să fie urâte, să ne întrebăm cine sunt aceia și cine vor fi aceia care vor distruge artele mai departe, în așa mod încât noi să fim conștienți de ceea ce avem valoros și să nu greșim ca alții. Este o întâlnire de suflet, încă o dată. Vă mulțumesc că totuși ați rezistat și ați ascultat ce am spus. Vă doresc o legătură profundă, frumoasă, sensibilă, nobilă cu artele și nu-l uitați pe un foarte mare pictor român, care este Nicolae Tonița, patronul acestei școli, al acestei școli, instituție, de fapt. E expresia, de fapt, a unei legături peste generații, care înseamnă tradiție, înseamnă patrimoniu și înseamnă legătura noastră profundă a ceea ce suntem noi, copiii noștri, și viitorul nostru ca neam, națiune, popor, teritoriu geografic care trebuie apărate toate, cu tot sufletul. Și vă doresc să fiți conștienți de ceea ce am spus acum. Pentru că nu sunt cuvinte goale. Și încă o dată, cu îmbrățișarea mea spirituală, afectivă, vă mulțumesc și vă doresc o foarte frumoasă legătură cu artele, mai mult decât până acum. Mulțumesc!